Bun găsit la Observator Update, sunt Bianca Iacob, este ora 15, iată cele mai importante informații ale momentului. 5 oameni au murit în România din cauza coronavirusului, al 5-lea deces a fost anunțat în timp ce președintele Klaus Iohannis făcea un apel la responsabilitate. Să ascultăm declarația șefului statului. Dragi pensionari, nu vă expuneți inutil unui risc uriaș. Limitați orice deplasare în afara domiciliului, cu excepția celor de strictă necesitate. Menținerea distanțării sociale este calea care ne va scoate la lumină după această incredibil de dificilă perioadă. Trei momente de cumpănă pentru întreaga omenire, pe care niciunul dintre noi nu le-ar fi crezut posibile. Urmează săptămâni critice care vor pune la grea încercare toate capacitățile statului, dar și rezistența noastră morală și emoțională. Acum este momentul să fim puternici și solidari. În aceste zile și în lunile care urmează, solidaritatea trebuie să fie realitatea noastră de zi cu zi, având grijă de sănătatea noastră și protejându-i pe cei de lângă noi. Să fim responsabili și să nu contribuim la prelungirea unei perioade grele pentru toată lumea. Toți cetățenii români, indiferent că sunt sănătoși sau bolnavi, au dreptul la protecție din partea statului român și vă asigur că statul român face toate eforturile pentru a depăși cu bine această grea încercare. Ne confruntăm cu o situație fără precedent, în care viața fiecărui cetățean depinde de decizii ferme. Vreau ca fiecare român să înțeleagă că nu ne vom opri și vom lua măsuri chiar mai dure în momentul în care vor deveni absolut obligatorii pentru limitarea răspândirii virusului. Este timpul compasiunii, al generozității și altruismului. În ultimele 24 de ore au crescut alarmant cazurile de infectare cu COVID-19. România a ajuns la 5 decese și la 576 de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. De la ultima raportare s-au mai adăugat pe listă 143 de cazuri noi. Asta înseamnă cu 33% mai mult. Și încă o măsură de ultim moment, fără operații și investigații în următoarele două săptămâni. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a mai emis un ordin prin care, începând de mâine, vor fi suspendate internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații care nu sunt urgente. Măsura se aplică atât în sistemul de stat, cât și la privat. Atât de la Observator Update, ne revedem în ora următoare sau de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Vă dăm întâlnire și în direct pe Facebook, dar și pe site-ul nostru sub hashtagul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!